Bine ați venit la Biserica Via! În continuare ne întâlnim în două locații. Unii dintre noi ne întâlnim aici, online, și continuăm seria de vară, Biblioteca. O altă parte dintre noi ne întâlnim față în față, fizic, pe Cluj Arena. În duminica aceasta, cei care ne vedem față în față, în mod fizic, care ne întâlnim astfel, vom participa și la botezul Bisericii Via. Așa că ne vom bucura să fim împreună cu toți cei care veți fi cu noi. Suntem în seria Biblioteca. Am ajuns la scrisoarea 58-a. Scrisoarea către evrei. Privește în oglindă ca să-ți vezi fața. Urmărește umbra ca să găsești lucrul căutat. Croiește-ți drum prin sânge până într-un loc unde vărsarea de sânge se oprește. Este catrenul lui Ben Myers. Sunt câteva versuri prin care Ben Myers încearcă să strângă la oaltă întreaga carte. Și este o poveste despre vărsarea de sânge. Vărsarea de sânge a Domnului nostru Iisus Hristos. O vărsare superioară și suficientă pentru orice om care trăiește pe acest pământ. Haideți înainte de a ne apropia de această carte, de această scrisoare a lui Dumnezeu către noi. Haideți să ne pregătim inimile, cântând împreună. Nu sunt vrednic de Dumnezeu să fiu primit. Fără țintă pierdut eram, dar El m-a găsit. Dar El m-a găsit. M-a eliberat, viața mea.
aleluia, veșnic aleluia, veșnic aleluia, din morți ai înviat, veșnic aleluia, veșnic aleluia, veșnic aleluia, din morți ai înviat, veșnic aleluia, veșnic aleluia, veșnic aleluia, din morți ai înviat, veșnic aleluia, veșnic aleluia, veșnic aleluia, din morți ai înviat, veșnic aleluia. Biblioteca. 66 de cărți care trebuie citite. 66 de cărți scrise în vremea când tot ce era sfânt era scris și tot ce era scris era sfânt. Am ajuns la scrisoarea 58-a. Este scrisoarea cuiva către evrei. Am spus scrisoarea cuiva către evrei pentru că în ce privește autorul, nu știm foarte multe. Există un singur indiciu clar despre autor. Acesta a avut o relație directă cu ucenicii Domnului Iisus. Găsim aceasta în capitolul 2, versetele 3 și 4. Pe rând, această scrisoare a fost atribuită lui Pavel, apoi lui Barnaba, apoi lui Apollo, lui Filip, lui Aquila și Priscila. În ce privește autorul, n-avem siguranța cunoașterii lui. De fapt, Origen se afla în aceeași frământare și în aceeași necunoștință și a spus următoarele cuvinte. Numai Dumnezeu însuși știe cine este autorul uman al epistolei. Cât privește identitatea autorului divin, acesta este Dumnezeu însuși. Am încheiat citatul. Chiar dacă nu cunoaștem autorul, conținutul acestei scrisori este cât se poate de dens. Este un conținut plin de teologie, dacă vreți. De fapt, scrisoarea către evrei este unul dintre cele două tratate de teologie sistematică din Noul Testament, primul fiind scrisoarea lui Pavel către romani. Destinatarii acestei scrisori par să fie evrei creștini care, trecând printr-o perioadă de persecuție, ne dăm seama din capitolul 10, versetele 32 și 34, trecând printr-o perioadă de persecuție datorită asocierii lor cu Iisus, aceștia au ajuns confuși în credință și tentați să o abandoneze. De fapt, autorul dorește, prin această scrisoare, să confirme validitatea creștinismului evreiesc prin evidențierea faptului că Iisus Hristos a împlinit toate năzuințele iudaismului,
că în El au fost împlinite toate profețiile și că El a ținut toate preceptele legii mozaice. De fapt, scrisoarea, dacă o citim cu atenție, pune în contrast lucrurile bune ale iudaismului cu lucrurile mai bune aduse de Hristos. Scrisoarea, la o citire aparentă, la o citire rapidă, pare extraordinar de complicată. Și mustind de teologie și de adevăruri teologice mari și grele, ai impresia că este foarte greu de descifrat, de înțeles. Pare încâlcită. O să încercăm în această zi să deschidem această scrisoare și să o aducem la esența esențelor. Pentru că până la urmă asta și căutăm în seria pe care am numit-o Biblioteca. Credem cu tărie că Dumnezeu însuși, când a stabilit canonul biblic, sub influența Duhului Sfânt, a lăsat și această carte acolo, între celelalte, ca să aducă o contribuție specifică. Cu siguranță și această epistolă încearcă să completeze ceva la marele tablou al autodescoperirii lui Dumnezeu. Așa că, despre ce vorbește această scrisoare aparent greoaie? Până la urmă, dacă încercăm să dăm la o parte toate detaliile, am putea spune următorul lucru. Această scrisoare are două teme majore. Prima temă ar fi următoarea. Iisus este superior și suficient. Iar pe fundalul argumentării acestei prime teme teologice majore, autorul imprimă și o temă majoră practică, și anume, nu dați înapoi în credință. Până la urmă, acesta încearcă să fie mesajul acestei scrisori. Iisus este superior și suficient și din această pricină, datorită acestui lucru, nu dați înapoi în credință. Perseverați în umblarea credinței. Haideți să luăm pe rând aceste două teme majore și să le deschidem înaintea noastră. Să vedem cum este structurată și ce vrea să ne învețe această scrisoare. Prima temă. Iisus este superior. Adică incomparabil mai bun decât ceea ce oferă legea și prorocii. De fapt, Iisus este împlinirea acestora, împlinirea lor desăvârșită. Iisus este superior. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Încearcă să spună autorul. Vrei să-L cunoști ființa supremă? Vrei să-I cunoști caracterul și gândirea? Studiază-L pe Iisus. Așa și începe epistola. După ce, de mult, Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri în multe rânduri și în multe feluri prin profeți, în zilele acestea de pe urmă, El ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este, ascultați, strălucirea slavei sale și întipărirea naturii Lui și care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui, după ce a făcut curățirea de păcate, s-a așezat la dreapta măreției în înălțimi, devenind cu mult mai presus decât îngerii, de vreme ce a moștenit un nume mai însemnat decât al lor. Astfel își începe autorul scrisoarea, făcând această afirmație puternică despre Iisus. Iisus este superior tuturor lucrurilor. Iisus este incomparabil mai bun decât tot ceea ce se poate oferi și tot ceea ce oferă, inclusiv legea și prorocii. Și autorul face două afirmații, de fapt, sunt două expresii nemai întâlnite altundeva decât aici în toată Sfânta Scriptură. Și anume, vorbind despre Iisus, îl numește ca fiind strălucirea slavei lui Dumnezeu. Este singura dată când apare o astfel de expresie în Noul Testament. Și înțelesul ei este a genera, a radia lumină. Iisus este generatorul, radiază lumina. Adică nu este vorba de o reflexie, ci de o radiere. Iisus nu este o reflexie, o oglindire a slavei lui Dumnezeu, ci este Dumnezeu însuși care radiază, care își produce gloria.
o puternică afirmație pentru vremurile acelea, pentru evreii care erau persecutați și dădeau, simțeau, aveau tendința să se întoarcă înapoi. Iisus este Dumnezeu care radiază, care produce glorie. Și tot despre Iisus mai face a doua afirmație, este întipărirea naturii Lui. Cuvântul acesta vorbește despre a grava, a grava în lemn sau a grava o monedă. Adică Iisus este de aceeași natură și esență cu Dumnezeu. Sau cum spunea Sfântul Ambrozie, cum explica această expresie. Citez, după cum urma sigilului rămas pe ceară este expresia exactă a sigilului însuși, tot așa Hristos este imaginea exactă, reprezentarea perfectă a lui Dumnezeu. Iată, două afirmații de la începutul scrisorii care sublinează același lucru. Iisus este Dumnezeu însuși. Iisus este superior, este incomparabil cu orice și oricine altcineva. Și după această afirmație, întreaga scrisoare se desfășoară pe argumentarea ei. Și astfel, Iisus este prezentat ca fiind mai mare decât patru lucruri esențiale. Iisus este superior îngerilor. Și primele două capitole din Evrei vorbește despre acest lucru. Iisus este superior îngerilor. Dar ne întrebăm astăzi, de ce era importantă o astfel de mențiune? De ce? Pentru că tradiția iudaică menționa că Tora și cuvintele lui Dumnezeu au fost aduse lui Moise pe Sinai de către îngeri. Citiți în Deuteronom 33:2. Prin afirmația că Iisus este superior îngerilor, autorul pretinde, afirmă că Iisus și mesajul lui este superior tuturor celorlalți mesageri anterior lui, deci și îngerilor care au adus Tora. Fiecare argumentare, Iisus este superior, și o să vedem, a patru lucruri, după fiecare argumentare, își încheie argumentul cu atenționare. Iisus este superior îngerilor. Argumentarea aceasta se încheie cu următoarea atenționare. Dacă Israelul a fost chemat să asculte de Tora, adusă doar de niște îngeri, cu cât mai mult ar trebui noi să ascultăm de mesajul lui Iisus, care nu numai că are un statut superior îngerilor, dar a fost gata să-și lase gloria și să se identifice cu soarta tragică a omenirii. Iisus este superior îngerilor, cei care au adus Tora. Și dacă Dumnezeu i-a tras la răspundere, a avut pretenția ca poporul să asculte de Tora, de legea lui, adusă doar de niște îngeri, cu atât mai mari pretenții are ca noi acum să ascultăm de mesajul adus de Fiul lui, care este superior îngerilor. Apoi argumentarea autorului continuă cu a doua afirmație. Iisus este superior lui Moise, capitolele 3 și 4. Iisus este superior lui Moise. Adică, după cum Moise și-a condus poporul prin pustie și a construit cortul întâlnirii, Iisus, la un nivel superior, își conduce poporul și construiește nu doar un cort, ci o nouă creație unde ne vom putea odihni cu toții. Argumentul acesta, Iisus este superior lui Moise, se încheie și el cu atenționare. Și anume, după cum poporul evreu s-a răzvrătit în pustie împotriva Domnului, pierzându-și șansa de a intra în țara promisă, tot așa, sau cu atât mai mult, respingerea lui Iisus are consecințe mult superioare. Îți pierzi odihna veșnică în noua creație. Autorul este cât se poate de practic. Îl înalță pe Iisus și apoi ne spune de ce îl înalță pe Iisus. Iisus este superior îngerilor, apoi Iisus este superior lui Moise și apoi, în al treilea rând, Iisus este superior preoților aronici. Capitolele 5, 6 și 7. Un argument bine dezvoltat în aceste trei capitole. Iisus este superior preoților aronici. Preoții mediau între popor și Dumnezeu, adică reprezentau poporul, cerând acoperirea sau ispășirea păcatelor prin intermediul jertfelor pe care le aduceau. Dar, spune argumentul, preoții erau oameni naturali, afectați și ei de păcat, așa că trebuiau să ducă jertfe și pentru ei. Iisus, în schimb,
spune autorul, este marele preot, ultim, venit direct de la Dumnezeu, nu pe linia aronică, ci direct pe linia lui Melchisedec, acel misterios preot care îi taie calea lui Avram, citim în Genesa și în Psalmul 110. Adică Iisus Hristos este marele preot, fără fisuri morale și etern disponibil pentru poporul lui. El nu are nevoie să aducă jertfă pentru păcat, pentru că el nu are păcat. Iisus este superior întregii tagme a preoților. Și argumentul acesta se încheie și el cu atenționare. Și anume, cine respinge pe Iisus, respinge singura oportunitate de a se împăca cu Dumnezeu, rămâne pierdut pe vecie. Și argumentul autorului trece la al patrulea punct. Ispășirea făcută de Iisus pe cruce este superioară tuturor jertfelor cerute de lege. Capitolele 8 la 10. Adică acele sacrificii animale trebuiau aduse zilnic și anual de ziua ispășirii. În contrast, spune autorul, jertfa ultima lui Iisus este necesară și suficientă o dată pentru totdeauna pentru întreaga omenire. Și acest al patrulea argument se încheie cu atenționare. Întorcând spatele lui Iisus înseamnă să întorc spatele singurei oferte a lui Dumnezeu de a-ți ierta păcatele. Așa că ai grijă ce faci. Acum că Iisus a fost înălțat mai presus de orice și oricine, Iisus este superior îngerilor, este superior lui Moise, este superior preoților aronici, este superior jertfelor. Acum că Iisus este întipărirea naturii lui Dumnezeu, designerul și constructorul noii creații, marele preot etern, jertfa desăvârșită, autorul, în a doua parte a epistolei, își încurajează destinatarii să persevereze în credință, precum au perseverat o serie de oameni al lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor, deși nici unul dintre ei nu a intrat în posesia imediată a promisiunii ce li s-a făcut. Iisus este Dumnezeu însuși, superior peste oricine și orice. Tocmai de aceea, perseverați în credință. Tocmai de aceea, nu vă opriți pe drum. Uitați-vă la înaintașii voștri care au perseverat în credință, chiar dacă promisiunile făcute de Dumnezeu și lor, ei n-au apucat să le prindă, să le aibă, să aibă parte de ele. În credință au murit toți aceștia, citim în capitolul 11, însă fără să primească lucrurile promise, ci doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au mărturisit că sunt străini și pelerini pe acest pământ. Așa că a doua temă majoră a epistolei este tocmai aceasta. Perseverența în credință. Capitolele 11 la 13. Și așa și își începe autorul capitolele, partea a doua. De aceea, având un nor așa de mare de martori care ne înconjoară, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară atât de ușor și să alergăm cu răbdare cursa care ne stă înainte. Să privim țintă la Iisus, inițiatorul credinței și cel ce desăvârșește credința. Citim în primele două versete a capitolului 12 din Evrei. Perseverați în credință. Perseverența înseamnă a duce o sarcină la bun sfârșit, chiar atunci când pare imposibilă. Asta înseamnă perseverența. A duce o sarcină la bun sfârșit, a te achita de ea în ciuda obstacolelor ce ar putea apărea în cale. Și asta încearcă autorul să le spună lor și să ne spună nouă. Aleargă cursa cum trebuie și până la capăt. Ești tentat să te oprești pe drum? Ești în confuzie? Din diferite motive? Nu te opri. Cu privirea fixată pe Iisus, aleargă spre premiul alergării. Și în aceste ultime capitole, 12 și 13, practic sunt o mulțime de îndemnuri foarte practice. Aveți grijă unii de alții. Trăiți curat. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Păstrați învățătura corectă.
o încheiere a scrisorii plină de îndemnuri practice. Ce înseamnă asta pentru noi astăzi? Exact ceea ce spune. Ești undeva la mijlocul cursei și ceva te-a dezechilibrat și te-a dat la pământ? Ești cumva într-o confuzie teologică? Simți că credința ta slăbește? Autorul epistolei către evrei, Duhul Sfânt, îți spune: ridică-te din praful drumului și reia cursa. Dacă până acum a alergat cât de repede ai putut tu, aleargă jumătatea a doua mai repede cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Iisus. Perseverați în credință. În ce trebuie să perseverez? Ce este credința ca să știu în ce trebuie să perseverez? Iată o întrebare foarte practică pentru noi astăzi, în jurul căreia există foarte multă confuzie. Ce este credința? Autorul epistolei către evrei ne spune în capitolul 11, versetul 1: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dar practic, pentru noi astăzi, cum ar trebui să înțelegem credința? Ei bine, deseori credința este percepută ca fiind opusul rațiunii, deci inacceptabilă. Deși, dacă suntem sinceri cu noi înșine, în fiecare zi, fiecare dintre noi trăim vrând nevrând, prin credință. În fiecare zi facem apel la credință ca să ne putem duce viața. Ne ridicăm din pat dimineața și ne urcăm într-un troleibus sau în mașina noastră, crezând că ne duce la destinație. Mergi la un doctor pe care nu-l cunoști, nu-i așa? Crezând că îți va pune diagnosticul corect. Poți fi sigur? Nu, dar crezi că este diagnosticul corect. Doctorul acesta îți dă o rețetă ilizibilă. Și chiar dacă cumva reușești să distingi literele pe rețeta respectivă, puse la oaltă, nu fac niciun sens. Dar crezi că farmacistul o va înțelege. Ajungi la farmacist, un farmacist necunoscut, care îți dă medicamentul de pe rețetă. Îl iei crezând că ți-a dat medicamentul corect. Nu poți fi 100% sigur, dar crezi, te bazezi pe credința că farmacistul știe. Și îți dă ce scrie acolo. Mergi acasă și iei medicamentul, crezând că îți va face bine. Și exemplele pot continua. Te urci într-un avion cu credința că ajungi la destinația pe care o aștepți. Vedeți, acest gen de credință nu este irațională, se bazează pe anumite argumente, are o raționare în spate. E bine, exact așa stau lucrurile și cu credința în Iisus. Ea nu este irațională, nu este inacceptabilă. Credința în Iisus se bazează pe niște elemente raționale. De ce ni se cere, suntem îndemnați să perseverăm în credință? De ce? Pentru că totuși este ceva ce ne poate dezechilibra. Rațiunea? În niciun caz. Să vă dau un exemplu. Rațiunea mea este convinsă că anestezia funcționează și nu mă omoară. Știu. Cred asta. Pentru că am văzut funcționând pe alții? Pentru că am o explicație teoretică, științifică din spatele ei, aflu, pot citi, pot afla cum funcționează. Deci, rațiunea mea este convinsă că anestezia funcționează și nu mă omoară. Și totuși, atunci când mi se pune masca pe față sau primesc injecția respectivă, o anume teamă se instalează în mine. Încep să mă gândesc, da, dacă mă voi asfixia, dacă nu au folosit concentrația potrivită, dacă nu au calculat bine cantitatea de anestezic potrivită dimensiunilor corpului meu, dacă inima nu mi-a fost bine verificată înainte și nu va ține. Observați? Cu alte cuvinte, se dă o bătălie pentru credința mea în anestezice. Nu rațiunea îmi fură credința, dimpotrivă, credința mea este bazată pe rațiune. Imaginația
Și emoțiile sunt cele care încearcă să-mi fure credința. Exact așa stau lucrurile și cu credința în Iisus Hristos. Credința în Iisus Hristos nu este lipsită de rațiune, ba dimpotrivă. Avem destule argumente să credem. Ceea ce ne poate fura credința sunt emoțiile noastre sau imaginația noastră, nu rațiunea. Nu este irațional și inacceptabil să crezi în Iisus. Mai degrabă emoțiile, frica, imaginația sunt cele care ne pot dezechilibra credința. Și atunci ce este credința? Credința este actul prin care rămâi lângă lucrurile pe care rațiunea le-a acceptat în ciuda emoțiilor schimbătoare. Iată o definiție a credinței, cât se poate de realistă. Credința este actul prin care rămân lângă lucrurile pe care rațiunea mea le-a acceptat, chiar dacă emoțiile mele sunt schimbătoare și încearcă să-mi transmită altceva. Credința înseamnă că rămân în ea. Credința autentică este în esența ei în sine, perseverență. Credința pășește necunoscut, așteaptă cu răbdare, ascultă în încercare. Tocmai de aceea, tot în Evrei ni se spune, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar să fim atenți, credința nu este ceva magic și dacă o posezi, îți va merge perfect. Dacă o posezi, ai o putere specială. Credința nu te protejează de situațiile neplăcute, ci de efectul nociv al situațiilor neplăcute. Credința te protejează de îmbolnăvirea sufletului, nu de îmbolnăvirea trupului. Să avem mare atenție. Iată cartea Evrei, o simplă structură a acestei scrisori. Iisus este superior tuturor lucrurilor. De aceea perseverați în credință. Nu vă opriți pe drum. Dacă ar fi să răscolim această carte și să luăm câteva lecții de viață, iată câteva dintre ele. Unul dintre marile pericole ale vieții creștine este apatia spirituală. Iată ce spune cuvântul din Evrei. Cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători, apatici față de o mântuire atât de mare? Trebuie să dăm și mai multă atenție lucrurilor pe care le-am auzit ca să nu fim deviați de la ele. Evrei, capitolul 2, versetele 1 la 3. O atenționare pentru noi. Unul dintre marile pericole ale vieții creștine este apatia spirituală. Tu cum te-ai evalua la capitolul acesta? Este un pericol real. Nu-ți lăsa emoțiile, imaginația să te dezechilibreze. 2. Odihnește-te în lucrarea realizată de Hristos, adică în mântuirea realizată de El. Odihnește-te în lucrarea realizată de Hristos, dar nu te odihni din munca ascultării de Hristos. Iată un mod memorabil de a strânge această carte la oaltă, dacă vreți. Odihnește-te, ne îndeamnă capitolele 3 și 4 mai ales. Odihnește-te în lucrarea realizată de Hristos, în mântuirea ce ai primit-o. Odihnește-te în ea. Ești mântuit, ești al Lui. Dacă ai încheiat un legământ cu Iisus, dar nu te odihni niciodată din ascultarea de El. Așadar să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să primim milă și să găsim har care să ne dea ajutor în vreme de nevoie, ca să ascultăm de Hristos. Ne putem apropia de El cu încredere, ca să primim harul Lui zilnic în străduința noastră de a-L asculta. O altă lecție de viață găsită în scrisoare? Perseverați în credință, ancorați în nădejdea că Dumnezeu va răsplăti. Ascultați-l pe autor, vorbind în capitolul 6. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit, o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Adică,
perseverați în credința voastră, în nădejdea că Dumnezeu vă va răsplăti. Trebuie să alergați până la capăt, trebuie să treceți linia de sosire ca să căpătați premiul alergării. Nu vă opriți pe traseu, pierdeți premiul. O altă lecție de viață? Sfințirea este tot atât de necesară ca iertarea. Nu te poți mulțumi că ai fost iertat. Este obligatoriu să intri în procesul de sfințire, de transformare personală. Dumnezeu și-a propus să scrie legea în inimile copiilor săi, adică să-i locuiască prin Duhul Sfânt. El dorește să instaleze un nou legământ în viața copiilor săi. Iată ce spune autorul în capitolul 8, versetul 10. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Sfințirea este tot atât de necesară ca și iertarea. După ce ești iertat, Dumnezeu te vrea sfânt și va lucra transformarea asta în tine. Așa că vine lecția 5-a, așa că Dumnezeu nu se va da înapoi de la disciplinarea ta. Primește disciplinarea ca pe ceva bun, te ajută să termini cursa. Asta vrea să spună autorul în capitolul 12, versetele 5 și 6. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Și puțin mai în jos, Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Pe traseul acesta, în alergarea noastră, până la linia de sosire, dacă va fi cazul, Dumnezeu folosește și nuiaua. Te disciplinează ca să treci linia de sosire, ca să te facă părtaș sfințeniei Lui. Disciplinarea poate fi ceva bun și de aceea Dumnezeu și folosește. Și dacă mai vreți încă o lecție de viață, a șasea, această viață este singura oportunitate pentru mântuire. Nu există reîncarnare, o a doua șansă după moarte. Sunt uimit de câți creștini cochetează cu gândul reîncarnării și mă întreb, pe ce bază pot face astfel de afirmație? Autorul epistolei către evrei, autorul scrisorii către evrei, afirmă foarte clar, această viață este singura oportunitate pentru mântuirea ta. Ascultați cuvântul, capitolul 9, versetele 27 și 28. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Această viață este singura oportunitate pentru mântuire. Concluzie? Scrisoarea către evreii persecutați și descurajați și tentați să își piardă, să se oprească pe drum, să-și piardă inima, să se oprească din alergare. Scrisoarea este un semnal de alarmă. Și îl găsim în versetul 25, capitolul 12. Vedeți să nu-l respingeți pe cel ce vă vorbește, scrie acolo. Căci dacă n-au scăpat aceia care l-au respins pe cel ce i-a avertizat pe pământ, cu atât mai mult nici noi nu vom scăpa dacă ne întoarcem de la cel ce ne avertizează din ceruri. În alte cuvinte, ce încearcă să ne spună nouă astăzi, nu devia de la traseu. Poate Duhul Sfânt asta vrea să-ți spună. Ești într-un moment al vieții în care cochetezi cu niște gânduri de delăsare, de oprire. Nu devia de la traseu. Nu te întoarce înapoi la vechiul fel de viețuire. Continuă cursa. Un astfel de îndemn este cu atât mai actual cu cât trăim vremuri în care defrișarea memoriei creștine a Europei este un fapt real. Trăim în niște vremuri în care Iisus Hristos este dat la o parte mai mult ca oricând. Se depune eforturi uriașe să ni se defrișeze memoria creștină. O întreagă Europa luptă pentru așa ceva.
Trăim vremuri în care Iisus este deconstruit înaintea ochilor noștri. Și așa de mulți cădem în cursa aceasta. Iisus ne este deconstruit. Și ni se spune despre tot felul de aberații care n-au absolut nicio valență științifică, dar sunt îmbrăcate în așa fel încât să pară că au. Ni se spune că Iisus ar fi petrecut 17 ani în India. Niciun argument. Că Iisus a fost căsătorit cu Maria Magdalena și au avut copii. Și ni se prezintă emisiuni sofisticate. Cercetați-le cu atenție și veți vedea că nu stau în picioare. Alții ne spun că Iisus a fost un magician care s-a folosit de iluzionist și hipnoză. Aberant. Alții, de exemplu, John Allegro, ne spune că Iisus este doar un nume de cod. Autorii Noului Testament au fost membri unui cult al fertilității care și-au încredințat secretele printr-o criptogramă elaborată care este chiar Noul Testament. Aberații. Alții ne spun că Iisus nici măcar n-a fost un personaj istoric. Cum poți să afirmi așa ceva când există atâtea dovezi ale existenței Lui? Dar trăim în vremuri în care Iisus este deconstruit înainte ochilor noștri și cei slabi, cei neatenți pot cădea în cursă. Iisus nu este doar deconstruit, ci este și disprețuit la nivel de mass media, care este extrem de acidă la adresa credinței creștine și în special a lui Iisus. Mai mult și mai nou este o încercare disperată și agresivă și consistentă de a-L înlocui pe Iisus. Nu știu dacă sunteți conștienți de faptul că neopăgânismul este religia cu cea mai rapidă creștere în Europa. Vă vine să credeți că după mii de ani, de exemplu în Islanda, zeii nordici sunt reînviați. În curând vor finaliza primul templu al lui Thor și Odin. Se numește Asatru Temple. Este primul templu construit în ultimul mileniu în cinstea zeilor păgâni Thor și Odin. Întreaga închinare la Thor și Odin este reînviată. Și sigur, combracă în forme mai moderne. De exemplu, dacă ascultăm pe marele preot Hilmarsson, el spune așa: desigur că oamenii de azi nu mai cred într-un bărbat în Odin cu un singur ochi care călărește pe un cal cu 8 picioare. Noi privim aceste povestiri ca fiind metafore poetice și manifestări ale forțelor naturii și psihologiei umane. I-au dat un iz mai sofisticat și mai modern a religiei păgâne, dar se închină acestor oameni sau acestor zei. Danemarca tocmai a încheiat în 2016 construcția templului Odin. Îl găsiți în orașul Valheim. Și l-au dedicat printr-o sărbătoare bine mediatizată, sub sloganul, ascultați cu atenție, un nou început pentru vechile căi. Căutați și veți găsi cum s-a desfășurat această sărbătoare. 9 cocoși au fost sacrificați și consumați ca parte a ritualului. Resturile au fost atârnate în copaci ca ofrande. Suntem în secolul 21. Apoi, citez din revistele vremii, când participanții au intrat în colțul nordic al templului, s-a auzit un sunet, un tunet de 3 ori, magic, am încheiat citatul. S-a întâmplat ceva supranatural acolo? Cine știe? Apoi, citez în continuare, cele 3 godas sau norns, adică marele preotese, cele 3 godas au făcut o treabă magnifică, însoțită de cântece fermecătoare. Am încheiat citatul. Neopăgânismul este religia cea mai în forță, este ultimul val, este religia cu cea mai rapidă creștere. Și păgânismul acesta este convenabil Europei seculare. Știți de ce? Pentru că este amoral. Și fiind amoral, înseamnă că eutanasia, infanticidul, homosexualitatea, incestul, poligamia, poliamoria, pedofilia, orgiile sunt nu numai acceptate, ci și treptat legalizate. Neopăgânismul nu te condamnă din punct de vedere moral. De ce toată această campanie împotriva lui Iisus? Pentru că Iisus este inconfortabil. Pretențiile lui sunt șocante și exclusiviste.
Viața la care El te cheamă necesită disciplină și chiar sacrificiu personal pentru binele altora. Consecințele neascultării de Iisus presupun pedeapsă veșnică, greu de primit pentru omul de astăzi. De aceea Iisus este inconfortabil, de aceea cei mai mulți preferă să scape de El, să-L înlocuiască cu ceva, decât să-i se închine. În ciuda tuturor acestor atacuri, subminări ale credinței, Duhul Sfânt încearcă să ne spună astăzi: nu vă opriți, nu vă întoarceți înapoi, continuați-vă alergarea ca să treceți linia de sosire. Scrisoarea a 58-a încearcă să ne încurajeze pe cale. Să ne uităm la Iisus, căpetenia desăvârșirii noastre, Mântuitorul. Și cu privirea țintită la El, încurajați de pe margine, de toți acei oameni ai credinței care au alergat și au trecut linia de sosire, încurajați de ei să continuăm până la capăt, până vom trece și noi linia de sosire și atunci ne vom căpăta răsplata prin credință. Și credința aceasta nu este irațională. Dacă Dumnezeu ar fi cumva fizic aici lângă noi, și am putea pune o întrebare, am putea intra în dialog cu El referitor la această scrisoare a 58-a, cred că l-aș întreba următorul lucru: Doamne, mesajul Tău din scrisoarea 58-a este destul de radical și inacceptabil pentru vremurile în care trăim. Iisus este superior tuturor lucrurilor, tuturor sistemelor și celorlalți învățători religioși? El este strălucirea gloriei Tale, întipărirea naturii Tale? Nu este cam exagerat, Doamne? Cred că Dumnezeu s-ar uita la mine și mi-ar răspunde: rei, adevărul este adevăr, indiferent de cum reacționează omul. Nu am cum să schimb un fapt, un adevăr. De fapt, rei, tu nu-mi spui ceva nou? Și atunci când Iisus umbla pe pământ, a fost respins pentru aceleași adevăruri. Fiul meu a fost judecat și condamnat, nu pentru ceea ce făcuse, ci pentru cine era. Tot ceea ce contează cu adevărat, cred că ar continua Dumnezeu să ne spună, tot ceea ce contează cu adevărat în viața aceasta, găsești în Iisus Hristos, Fiul meu. Fie primești adevărul acesta, fie îl respingi. Adevărul este adevăr. N-am cum să-l schimb. Și când aș auzi răspunsul acesta, cred că aș mai spune: Doamne, am înțeles. Am înțeles că am o mare nevoie de Hristos. Dar am înțeles că am și un mare Hristos pentru nevoia mea. De aceea decid să nu dau înapoi. Voi merge înainte, pentru că încă o dată pricep că Tu pur și simplu mă iubești. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim frumos pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Și ce vreau să te rugăm, să te rog, la sfârșitul citirii acestei scrisori, a 58-a, este să ne umpli de Duhul Tău cel Sfânt și să ne dai toate resursele necesare în alergarea noastră, să trecem linia de sosire. Doamne, îți cerem perseverență în credință. Doamne, îți cerem, te rugăm, dă-ne toate resursele să rămânem agățați în credința aceasta, să alergăm înainte, indiferent de toate obstacolele din cale, cu privirea țintită la Domnul Iisus Hristos, căpetenia, conducătorul mântuirii noastre. Așa vrem să alergăm și vrem să trecem linia de sosire, cu capul sus, în nădejdea primirii premiului alergării noastre. Ajută-ne, Doamne, pe toți. Te rugăm în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. Și ca în fiecare duminică, vă mulțumim foarte mult pentru dărnicia ce o arătați. Mulțumim pentru închinarea voastră și în felul acesta. Așa că
Până săptămâna viitoare, pe via Lui, în via Lui.